Un eveniment care se desfășoară an de an, iată, în Onești, cu mare, mare trecere, atât la cei mici cât și la cei mari. Ei bine, anul acesta Rotary Club Onești organizează cea de-a 10-a ediție a Promenadei Inimilor. Astăzi au avut loc mai multe evenimente, începând cu ora 10 ale dimineții, multe ateliere sportive aici, iar cei mici, sau mai bine spus, participanții la aceste ateliere au putut să se înscrie și pentru o tombolă. În premieră anul acesta o să avem două tombole. Da? Tombola clasică pentru cei care pornesc pe traseul de 3 km, obișnuitul traseu pe care an de an îl parcurgem împreună. Ne ștampilăm taloanele la punctele de control, după care stăm cu emoții la final ca să vedem dacă suntem câștigători sau nu. Organizatorii pun la bătaie anul acesta 3 biciclete. Premii importante, 2 biciclete vor fi destinate celor care s-au înscris la tombolă, la evenimentele organizate dimineața, la cele ateliere, iar o bicicletă va fi pentru cei care vor parcurge traseul din această după-amiază. Nu uitați să luați taloanele de aici, de la corturile albastre, să vă treceți numele pe ambele părți ale talonului, să ștampilați la punctele de control aceste taloane pentru a putea fi validate și a putea participa la tombolă. Traseul promenadei de astăzi, Piațeta Catedralei, adică locul unde suntem noi acum, Bulevardul Republicii, se coboară pe partea stângă până la Flanco, acolo unde vom putea pune prima ștampilă pe etichetul de control. Se trece pe Bulevardul Oituz, se urcă pe Bulevardul Oituz pe partea dreaptă a trotuarului până la Banca Transilvania, acolo unde vom avea al doilea punct de control, adică locul unde să punem a doua ștampilă pe tichet. Se continuă până la Biblioteca Municipală Radu Rosetti, se traversează pe strada Tineretului pe partea dreaptă până la Gheuri și se urcă aici în Piațeta Catedralei, unde veți primi a treia ștampilă pe tichetul de control. Totodată acest tichet va fi rupt, o parte se va depune în urna special amenajată, iar o parte îl veți păstra pentru control atunci când o să validăm, să spunem așa, tragerile la sorți. Dar până atunci nu uitați, poposiți pe la corturile albastre pentru a vă ridica taloanele de tombolă. În câteva minute, demonstrații sportive alături de cei mai mici și mai inimoși sportivi ai Clubului Sportiv Municipal Onești. O să ne deplasăm acolo, să vorbim cu antrenorii, cu sportivii, poate chiar și cu președintele Clubului Sportiv Municipal Onești, doamna Ingrid Istrate. Dar până atunci, să ne bucurăm împreună de muzică, de mișcare. După demonstrațiile oferite de Clubul Sportiv Municipal Onești, o să avem un moment de fitness, stil tonic, alături de cei de la Amun Fitness Onești, care au pregătit o demonstrație extraordinară în această după-amiază. Iar înainte de a pleca pe traseul promenadei, ne vom bucura și de o demonstrație de arte marțiale alături de Clubul Sportiv Hikaru Onești. Plecarea pe traseu va avea loc undeva în jurul orei 16:45. Nu trebuie să alergăm, nu este important cine se întoarce primul de pe traseu, important este ca împreună să parcurgem traseul propus de organizatori. Traseul însumează 3 km, se poate parcurge foarte, foarte simplu. O să vă mai povestesc pe parcurs despre beneficiile mișcării și de ce se organizează Promenada Inimilor, ajunsă, iată, la a 10-a ediție.
uite așa când ești bătrân, nu mai poți să prinzi niciun balon cu o inimă sau nu mai prinzi nicio inimă, asta este. Imediat ajungem la sportivii Clubului Sportiv Municipal Onești. Și desfășurarea acestui eveniment de tradiție, Rotary Club Onești colaborează cu Fundația Română a Inimii și Societatea Română de Cardiologie, cu Primăria Municipiului Onești, Direcția Generală de Asistență Socială Onești și Biblioteca Municipală Radu Rosetti, Școala Pozițională Carol Davila din Onești și Interact Club Onești. Acestei a 10-a ediție de promenada inimilor la Onești, Smart Wood, farmaciile Bioplant, ONG Sufletești, Cabinet Avocatură Pașcua Povălaia Elena și Exclusiv TV au mai contribuit la implementarea acestui proiect, Potpuriu, Infomedia, Croco, Ferma Bogdănești, Coralia și Florinel NF. Gabriel Cătălin, Mariana Berenski, Mihaela Bădic Giaboc, Laura Niculiță, Ingrid Istrate, Mecanic Group, Energopress și Nova Tools, parteneri Primăria Municipiului Onești, Interact Club Onești, Biblioteca Municipală Radu Rosetti Onești, Direcția Generală de Asistență Socială, Școala Pozițională Carol Davila, Clubul Sportiv Școlar Onești, Clubul Sportiv Municipal Onești, Grupul Stiltonic, Clubul Sportiv Hicaru Onești, Academia Fece Viitor Onești, OK Sport Onești și Sala Amun Fitness, alături de voluntarii de la Crucea Roșie Onești. I like to move it.
Și într-adevăr, sportivilor de la Clubul Sportiv Municipal Onești le place să se miște. Avem demonstrații în această după-amiază de la gimnastică, judo, lupte și box. Și dacă tot am vorbit de box, trebuie menționat că ieri la turneul internațional din Spania pentru calificarea la campionatele mondiale s-a cântat din nou imnul României, de această dată pentru sportivul Cosmin Buleu, care a câștigat acest turneu și iată a obținut calificarea la campionatul mondial de box. Felicitări! Dacă este să vorbim de performanțele Clubului Sportiv Municipal Onești, nu trebuie uitat performanța cea mai mare a acestui an, și anume titlul de vicecampioană olimpică adus aici acasă la Onești de Mihaela Cambei. Un rezultat deosebit care, iată, aduce în vitrina clubului din Onești olimpică. De această dată medalie de argint, dar cine știe, poate la următoare ediție Cursurilor Olimpice vor avea mai multe medalii, poate și, de ce nu, o medalie de aur. Vedem aici o suprafață de antrenament improvizată. Alături de mine antrenoarea Silvia Zarzu. Nu de mult a trecut pasul de la sportiv la antrenor. Silvia, cum e să lucrezi cu cei mici? Bună ziua! În primul rând, ne bucurăm pentru că putem participa din nou la acest eveniment și arăta cât de v-aș propune să duceți copiii către sport, fie de performanță sau fie doar pentru mișcare. Și, nu știu, din postura de antrenor este puțin mai diferit. N-aș spune neapărat mai ușor, dar sper că voi face față și că voi crea noi campioni. Mulțumesc! Cu siguranță ești un bun exemplu pentru mai micuțe sportive, dar cu siguranță rezultatele vor veni atunci când ai un exemplu de urmat. Yeah.
Chiar gimnastica este un sport pentru fetițe. Se întâmplă să vedem de cele mai multe ori și antrenori băieți, cum este cazul lui Dan Comăneci. Dane, vină un pic mai aproape. Dane, aici, în stânga, 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 Dane, aici, aproape lângă tine. Salut! Cum este... Nu? Cum este să lucrezi cu fetițele? Bună ziua! Cum a spus și colega mea, mulțumim încă o dată pentru invitația la acest eveniment. E un sentiment foarte plăcut să lucrez cu acești copii minunați și să faci tot timpul o selecție continuă pentru a descoperi talente, caractere, a la de acum evoluie zi de zi. Mulțumim părinților că și fac un efort comun. Ne ajută în sprijinul de a munci, de a evolua și de a persevera. Și îndemnăm toți părinții și toți copiii să vină la sport. Indiferent de ramura sportivă, ne dorim să vină să facă mișcare alături de noi. Mulțumesc frumos! Mulțumim și noi, Dane, să aveți baftă la cât mai multe rezultate. Mai devreme pomeneam de un rezultat deosebit al Clubului Sportiv Municipal din Onești, și anume titlul de vicecampion olimpic obținut de Mihaela Cambei. Dar acest titlu nu ar fi fost posibil, cred că, fără implicarea antrenorilor săi. Cristina, bună! Hai un pic aici. Cristina Maftei, antrenoare Cambei, nu a putut să lipsească de la acest eveniment. Iată, pentru copii, cum este cu Mihaela? Continuă antrenamentele? E pregătită pentru următoarele competiții? Bună ziua tuturor! Mihaela este într-un proces de recuperare în acest moment. Acesta va face pauză de la competițiile internaționale și de-abia de la, probabil în martie-aprilie, va începe de nou să participe la toate campionatele care sunt și internațional și național. Avem urmași pentru Mihaela aici? Da, noi așa se sperăm. Ei sunt micuți deocamdată, au între 9 și 12 ani. Ceilalți sunt la loturile naționale de junior și tineret în pregătire. Peste două săptămâni vom avea campionatul european de junior și tineret, unde vom fi reprezentați de Șipoșaxia și Moroșan Marinela. Ne încânte și să ne facă o surpriză și să vină cu o medalie acasă. Cristina, mulțumim, felicitări ție și tuturor sportivilor care se antrenează aici la Clubul Sportiv din Onești. Mergem mai departe spre alte secții ale clubului.
Pe lângă demonstrațiile de gimnastică și haltere, acolo pe tatami, dacă zic bine, domnul antrenor Panțiru ar trebui să îmi spună da, nu, pe suprafața de antrenament, și micii sportivi de la secția de judo. Ne aducem aminte că judo are o puternică tradiție în Onești, la clubul sportiv municipal din Onești, și vedem acolo micuții judoca cum se antrenează și poate printre ei se numără viitori campioni europeni, mondiali sau, de ce nu, campioni olimpici. Și mă gândesc să nu ratez ocazia de a o întreba pe doamna președinte Ingrid Distrate, care este strategia pentru viitor a clubului sportiv municipal Onești. Până acum v-a ieșit. Avem vicecampion olimpic, campioni europeni, campioni mondiali. Ce pregătim? Bună ziua! Într-adevăr avem, iar ciclul olimpic în care deja am intrat, 2024-2028, ne-am propus să calificăm sportivi de la 3 discipline, să dea Dumnezeu să reușim, dar până la calificări, cred că astăzi vorbim despre copii, despre ei, actorii principali, și nu numai despre ei, despre antrenorii lor, și în mod special aș vrea să ating generația tânără, fostele gimnaste ale CSM Onești, care ne-au reprezentat de-a lungul timpului în campionatele mari internaționale, dar și fosta vicecampioană mondială la liber, Stina Zoltan. Eu cred că ei merită aplauze, fiindcă s-au întors acasă, fiindcă s-au întors în sălile de sport și fiindcă încearcă să învețe și să dea mai departe ceea ce au făcut cel mai bine o viață. Silvia Zarzu, și cred că merită aplaudată. Laura Iacob, Alina Munteanu, Ileana Crișcă, Cristina Maftei, care a trecut prin două discipline sportive la CSM Onești, prin gimnastică și haltere, și nu în ultimul rând, Cristina Zoltan. Bravo, fetelor, și vă felicit! Bineînțeles că în spatele lor stau antrenori titrați, antrenori care de o viață fac sport și îndrumă copiii, și aici aș vrea să mă refer la Gheorghe Maftei la haltere, tatăl Cristinei, la Cristian Panțâru la judo, la Sorin Iordache la lupte, la Doru Agache la atletism, la Marin Zăldoi la haltere, și dacă am scăpat pe cineva, mă puteți ajuta. Și bineînțeles că și amicii colaterali, Florin Uzum la gimnastică. Și zic eu că suntem cam în formulă completă. Și acum vă invităm să vă uitați la copiii noștri. Ceea ce vrem să transmitem este să vă aduceți copiii la sport. Să vă aduceți la copiii la sport, fiindcă este nevoie să facă mișcare, este nevoie să crească într-un mediu armonios, într-un mediu în care disciplina este baza de la care se pleacă. Și am să-mi cer scuze și am să revin cu un nume bine cunoscut de dumneavoastră și pe care vreau să-l felicit astăzi pentru rezultatul de ieri de la box al sportivului său Buleu Cosmin, pe Vasile Pradaieș, box. Felicitări, Vasile! Mulțumim! Într-adevăr, Vasile Pradaiș de fiecare dată ca un leu se luptă pentru sportivii lui, pentru performanțele lor, îi motivează și iată că rezultatele apar. Ieri a câștigat unul dintre ei turneul internațional de calificare pentru mondiale.
poate cine știe va veni și cu un titlu mondial după aceea. Cu podium. Podium avem. Deocamdată podium acesta. Luăm cu pași mărunți. Vasile Bradaiș, vorbim acum, antrenorul de la de în primul rând, felicitări pentru rezultatul lui Bălău de ieri. Câtă muncă stă în spatele unui astfel de rezultat? Bună ziua, domnilor, bună ziua, domnul Alin. Pentru a face performanță în box, boxul este un sport extraordinar de greu și puțin rezistă. Adică cota este 1 la 1000. Buleu este unul din mie, acea mie care a trecut pe fața mea. Este un talent, un copil ascultător. Sper să ne reprezinte cu mândrie la campionatul mondial. El mi-a dat dovadă că este un boxer puternic, dur, așa cum îmi doresc eu, adică stilul meu de boxer, cum am fost eu, dur, puternic, că numai așa putem câștiga. Că mai e și lupta nu numai cu adversarii, ci și cu sistemul. Iar Buleu a învățat asta. Îl felicit, să mândru de el. Este ca și copilul meu, iar pe lângă Buleu mai avem copii aici. Piștoaie Cristinel, campion național, Sebeșin Marian, campion național, Vrabie Darius, locul 3, Ghitiu Ianis, locul 3, care ne reprezintă cu onoare și sunt componenții lotului național de junior și cadeți. De la ce vârstă recomandați să se înceapă sportul ăsta? Pentru a face performanță și așa, să fiu undeva peste 10 ani ca să ascult, să înțeleg, să învețe civilizația boxului, să învețe ce-i răbdarea, munca, pentru că este foarte greu, nu greu, extraordinar de greu. Și cu timpul cei care vin să cerni, să cerni și rămân cei mai valoroși. Iar în sala de box să stai de dimineață pentru a face performanță. Nu pe plan național, pe plan extern. Boxul este, să repet, un sport foarte greu. Fiecare antrenor bănuiesc că spune despre sportul, sportul lui că e un sport greu. La box se și vede parcă, unii ar spune că e un sport un pic mai dur. Foarte dur. Păi, dacă aș avea, aș arăta fața mea înainte de a face box. Și aș arăta fața mea, sau acum mă vedeți ce sunt, nu m-am nimic. Adică bătaia doare. Doare, dar îndemnați copiii să vină la box. Da, da, pentru că te face să fii bărbat, te face să fii stăpân pe tine, conduită frumoasă în viață, să fii civilizat, să nu abuzezi de chestia, de faptul că tu ești boxer și tu ești totul. Nu. Respect, să fii respectat. Deci te disciplinează. Da, absolut. Mai ales la mine. La mine e ceva cam militarie, ceva de stil. Care ascultă bine, care nu și-a acolo. Sau hamba, tenis, ce vor. La mine nu merge fără fără respect, disciplină. Disciplină și respect. Mulțumesc mult! Respect, baftă! Mulțumesc, domnule! Baftă și sportivilor de la secția box. Thank you.
generații au trecut mâna Ilenei Hrișcă. Bine că vorbiți cu spatele. Ilena Hrișcă, trebuie să venim. Nu știu eu. Ei au trecut prin mâinile tale. Bună ziua. Sincer, nu am calculat niciodată, dar am deja 20 de ani de activitate la CSM Onești. Ce trebuie sau cum recunoști sportiv? Cum recunoști copil care are talent pentru gen? În afara testelor inițiale pe care le facem când intră în sală, talentul este mai puțin important. Pe noi ne acaparează mai mult ambiția și dorința lor de a se depăși, de a-și dori să facă mai mult decât au reușit prima oară. Spunea Vasile Pradaiș că la box e un pic mai dur, la gimnastică nu e, nu? Nu. De ce să fie dur? Gimnastica, practic, este baza tuturor sporturilor. Toți copiii care încep să facă mișcare, ar fi recomandat de la câteva luni de viață să facă mișcări de întindere a brațelor, de aplecare, de răsucire, de răsturnare. Practic, asta este gimnastica. Și încet, încet, aceste mișcări devin mai complexe și elemente de dificultate care ne pun ambiția la încercare și determinarea de a reuși să le facem și noi. Mulțumim, mulțumim foarte mult, mult succes în continuare, mulțumim! În câteva momente o să vedem, sau un pic mai târziu o să vedem la lucru și luptători ai secției de lupte a Clubului Sportiv Municipal din Onești. Proiectul Promenada Inimilor, inițiat de Rotary International, districtul 2241 România și Republica Moldova, în parteneriat cu Fundația Română a Inimii și Societatea Română de Cardiologie, își propune în fiecare an, ca în preajma Zilei Mondiale a Inimii, să invite românii la o plimbare sănătoasă pe o distanță de doar 3 km. Beneficiile mișcării în aer liber sunt multiple, viața din ce în ce mai sedentară a omului temporan, precum și alimentația nesănătoasă, sunt cauzele bolilor cardiovasculare, a obezității sau a diabetului. Astăzi, după cum ați văzut, începând cu ora 10, în piațeta Catedralei s-au desfășurat ateliere sportive realizate de CSS Onești, CSM Onești, Sport, Academia FC Viitorul Onești, Clubul Sportiv Hicaru și Sala Amun Fitness Onești, gimnastică, judo, lupte, haltere, box, fotbal, box, badminton, handball, karate, cardio, respirație și stretching. La aceste demonstrații au fost prezenți mulți copii, iar cei care au participat la aceste ateliere vor putea să vor avea șansa să câștige o mare premii, una dintre biciclete pe care organizatorii le-au pregătit pentru doi norocoși. Cum spuneam, acum urmărim demonstrațiile de sport în aer liber pregătite de sportivii de la Clubul Sportiv Municipal din Onești, după care vom avea o demonstrație stil tonic cu Amun Fitness, iar pe final demonstrație de arte marțiale Clubul Sportiv Hicaru Onești. Sponsorii acestui eveniment: Smart Wood, Farmaciile Bioplant, ONG Sufletești, Cabinet Avocatură Pașcoa Păvăloa Elena, Exclusiv TV, Potpuriu Infomedia, Croco, Ferma Bogdănești, Coralia și Florinel N, Fornica, Gabriel Cătălin, Mariana Berețchi, Mihaela Bădic Giaboc, Laura Niculiță, Ingrid Distrate, Mecanic Group, Energoprest și Nova Tools, parteneri Primăria Municipiului.
Radu Rosetti, Direcția Generală de Asistență Socială, Școala Post-Liceală Carol Davila Onești, Clubul Sportiv Școlar, Clubul Sportiv Municipal, Grupul Stiltonic, Clubul Sportiv Hicaru Onești, Academia FC Viitorul Onești, OK Sport, Sala Amun Fitness și Crucea Roșie Onești. Mersul pe jos într-un ritm alert timp de 30 de minute de 5 ori pe săptămână poate aduce nenumărate beneficii de sănătate. Previne apariția diabetului de tip 2, întărește inima, este bun pentru sănătatea creierului, ajută la atenuarea simptomelor de depresie, reduce riscul formării cancerului mamar și de colon, îmbunătățește nivelul condiției fizice, previne dizabilitățile de ordin a persoanele în vârstă, este sănătos pentru oase. Dacă îi motivăm și pe cei din jurul nostru să facă mișcare, atunci avem un obiectiv îndeplinit. Știm foarte bine că fumatul este unul dintre cele mai nocive obiceiuri pentru sănătate. Dacă vă lăsați de fumat, este cel mai bun lucru pe care îl puteți să-l faceți pentru a vă scădea riscul de a suferi de boli ale inimilor sau ale vaselor de sânge. Niciodată nu este prea târziu să vă lăsați de fumat. Fiecare țigară pe care o fumați vă face rău. Fumatul nu este singurul lucru rău, dar este cel mai important factor de risc cardiovascular. Toate bolile inimii pot fi cauzate sau agravate de către fumat. Dacă mai aveți și alți factori de risc, incluzând stresul de orice fel, atunci șansele ca dumneavoastră să suferiți de o boală a inimii crește foarte mult. Iată și momentul în care sportivii de la secția lupte se pregătesc și ei se ne arată cât de talentați sunt și aș vrea pe Cristina Zoltan să vină un pic mai aproape. Cristina, aici spre camere, spre camere. În primul rând, felicitări pentru rezultatele tale ca sportiv. Cum este să încep și o carieră de antrenor? Este foarte frumos, mai ales că eu la un moment dat am putut să-mi divizum mai departe de a ajunge la olimpiadă și sper din suflet măcar sportivii mei să ajung cu unul dintre ei. Îi pregătești pe cei mici? Îți aduce aminte de cum ai început sportul? Bineînțeles. Când mă uit la ei, imaginez cum făceam eu antrenament și cum plângeam în sală și când îi văd așa pe ei, nu știu, este foarte frumos, ceva de neexplicat. Cum ar trebui să se mai mici pentru în primul rând să înseamneze cu ambiție. Ambiție și fără răbdare, cu siguranță nu se poate face nimic. Eu un sport potrivit și pentru fete și pentru da, din tot sufletul.
Mulțumim, aplauze pentru Cristina Zoltan și pentru sportivii de la a Clubului Sportiv Municipal din Onești. I-am urmărit la lucru, iar acum ne pregătim de demonstrația Steel Tonic, sala Amun Fitness Onești. Îi rugăm pe cei mici să vină către scena din fața casei. Se pregătesc aparatele pentru demonstrația de fitness. Aveți, îmi dă mie oportunitatea să vă reamintesc că puteți să vă înscrieți la tombolă pentru promenadă. În primul rând trebuie să mergeți la corturile albastre, să vă luați taloanele pe care după aia le ștampilați pe traseu. Traseul, vă reamintesc, piațeta Bulevardul Republicii, se coboară pe partea stângă până la zona Flanco. Acolo se va putea ștampila pentru prima dată talonul de control. După care se traversează pe Bulevardul Tuz, pe partea dreaptă, se urcă până la Banca Transilvania, acolo unde puneți a doua ștampilă. Se continuă traseul spre Biblioteca Municipală Radu Rosetti, se traversează pe strada Tineretului, se merge pe partea dreaptă până la Gheuri, se urcă până înapoi aici, în piațeta Catedralei, unde veți primi a treia ștampilă pe talonul dumneavoastră de control. După ce ați pus a treia ștampilă, talonul îl depuneți în urnă și păstrați dumneavoastră cotorul pentru a putea valida premiile. Nu uitați să vă treceți numele pe ambele părți ale talonului pentru a ști dacă sunteți sau nu câștigători. Vă reamintesc că anul acesta premii importante, două biciclete care sunt destinate celor care au participat la atelierele de dimineață, iar încă o bicicletă este marele premiu al tombelei Promenade Inimilor. O bicicletă poate fi câștigată de oricine participă la această ediție a Promenadei Inimilor. Dacă ai un talon completat cu toate trei ștampilele de control pe talon, atunci te poți înscrie la această tombelă. Pe lângă biciclete, bineînțeles, fructe, tensiometre, alte aparate sportive și vouchere oferite de sala Amun Fitness Onești. În mai puțin de 5 minute va începe demonstrația Steel Tonic adusă de Amun Fitness Onești. Demonstrația va avea loc aici pe scena din fața Casei de Cultură. Veniți mai aproape cu cei mici, cu cei mari pentru a urmări demonstrația de fitness. Ne pregătim pentru demonstrația Steel Tonic cu Amun Fitness Onești. Veniți cât mai aproape de scena din fața Casei de Cultură. Sportivii vor urca pe scenă și noi de aici, din fața scenei, vom încerca să replicăm mișcările, să facem să fie bine. DJ of all time. DJ Alex Moreira.
se jodió. La vecina no sé qué le dio. El vecino no sé qué prendió. A la gente no sé qué le dio. Pero todo el mundo está loco. Todo el mundo está loco. Todo el mundo rayado del coco. Y yo solo sé que montaron. O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate. En mi casa se remate. Nos fuimos low key, callados sin los detalles. La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle. Y esto es
DJ Alex Moreira on social media now. Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. Sube el volumen, sube, 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 sube el volumen. Nu cred. Vă spărați dacă... Mulțumim, Stil Tonic, Salamun Fitness Onești, demonstrație de cum putem să ne îmbunătățim viața prin mișcare. Imediat cât se pregătesc colegii de la Clubul Sportiv Hicaru, dați-mi voie să vă reamintesc traseul promenadei inimilor. Dar mai înainte de asta, dacă nu v-ați luat încă talonul pentru a participa la promenadă, mergeți la tinerii de la Interact care se află la corturile albastre, vă luați talonul și puteți participa la promenadă. Și anume, ce trebuie să faceți? Parcurgeți acest traseu de 3 km care începe de aici, din piațeta Catedralei. Haideți să urc și eu un pic ca să mă vadă omul, că nu știe de unde se aude vocea. Uite așa. Acum e mai bine, da? Bun. Deci, dacă nu aveți talon, mergeți la unul din corturile albastre, solicitați acest talon. Îl completați. Nume, prenume. Și o luăm peste vreo un sfert de oră la picior prin oraș. Mai precis, traseul este următorul. Piațeta Catedralei, locul unde ne aflăm, coborâm pe Bulevardul Republicii pe trotuarul din partea stângă până la Flanco. La Flanco avem primul punct de control și anume vom primi pe acele taloane de control prima ștampilă. O să găsiți acolo un cort, așteptați acolo, vă pune prima ștampilă pe talon. Se traversează pe Bulevardul Oituz, se urcă pe Bulevardul Oituz până la Banca Transilvania, acolo unde va fi al doilea punct de control. Adică veți primi a doua ștampilă pe talonul de control. După ce aveți și cea de-a doua ștampilă, continuăm traseul până la Biblioteca Municipală Radu Rosetti, se traversează pe strada Tineretului, la Gheuri și aici ultimul punct de control, la unul din cele două corturi, primim a treia ștampilă. După asta talonul se rupe și talonul cu ștampile se pune în urnă. Celălalt îl păstrați dumneavoastră. După ce aveți acel talon, noi putem să procedem la tragerea la sorți, a cărui mare premiu este la această a 10-a ediție a Promenadei Inimilor, o bicicletă, iar eu îmi fac vânt de aici, că nu de alta dă mă iau oamenii ăștia la bătaie. Rugămintea este să nu plecați înainte pe traseu până nu dau eu startul, chiar dacă nu este cu primul care ajunge cel mai repede sau așa, dar să plecăm împreună organizat pentru a fi mai ușor și pentru cei care asigură buna desfășurare a parcursului pe traseu. Cei de la jandarmi, de la poliție să poată însoți coloana de participanți. Demonstrație de arte marțiale, Clubul Hicaru Onești. Și câteva cuvinte ne va spune și Laura Niculiță despre ce vom vedea pe scenă. Bună ziua, mulțumim de invitație, ca în fiecare an sperăm să vă încântăm sufletele. Artele marțiale nu înseamnă luptă și doar luptă sau bătaie, cum auzim. Artele marțiale înseamnă disciplină.
au o istorie foarte frumoasă. Între timp a devenit o competiție, a devenit și pe partea spirituală o disciplină, dar în primul rând ne formează. Aici avem copii cu rezultate extraordinare la școală și rezultate extraordinare în ramura noastră. În 3 ani de zile consecutive avem campioni mondiali. Alături de noi o avem pe sensei Andreea Mazilu, senpai Lenuța Mazilu. Un alt campion mondial este Sebastian Bohor. Și bineînțeles, mai mult de jumătate din ei sunt campioni europeni. Și avem și pe cei micuți care s-au alăturat și pe care mai așteptăm și alții dintre voi. Și nu numai cei mici, și cei mari pot face această disciplină și la oricare vârstă. În primul rând, de foarte bună pentru mobilitate, sănătate și, cum bine știm, mens sana in corpore sano. Succes!
Aplauze pentru sportivii clubului sportiv Hicaru Onești. Ei bine, cred că ne apropiem de momentul pe care mulți dintre voi îl așteptați, și anume plecatul la plimbare pentru a ne apropia de momentul chiar pe care mulți dintre copiii îl așteaptă, și anume extragerea, tragerea la sorți pentru a putea vedea cine este mai norocos. Dar nu plecăm în traseu pentru aviz celor care aleargă, că nu e care ajunge primul, ci mai degrabă cine ajunge ultimul, că trebuie să stăm după și cel care ajunge mai târziu, după toți. Îi așteptăm pe toți cei care au plecat pe traseu să se întoarcă. Vă reamintesc, sponsorii acestui eveniment: Smartwood, farmaciile Bioplant, ONG Sufletești, Cabinet Avocatură Pașcu Apovăloa Elena, Exclusiv TV, Potpuriu, Infomedia, Croco, Ferma Bogdănești, Coralia și Florinel N, Fornica, Gabriel Cătălin, Mariana Bereschi, Mihaela Bădic Geaboc, Laura Niculiță, Ingrid Distrate, Mecanic Grup, Energopres și Nova Tools, parteneri: Primăria Municipiului Onești, Interact, Club Onești, Biblioteca Municipală Radu Rosetti, Direcția Generală de Asistență Socială, Școala Pozițională Carol Davila Onești, Clubul Sportiv Școlar Onești, CSM Onești, Clubul Stiltonic, Club Sportiv Hicaru, Academia FC Viitorul Onești, OK Sport Onești și Sala Amun Fitness, alături de Crucea Roșie Onești. Acum, întrebare: are toată lumea talonul? Cine încă nu are talon, să meargă la unul dintre cele două corturi pentru a-l solicita. Odată ce avem talonul, nu uitați să-l completați: nume, prenume, pe ambele părți. După care se pleacă în traseu. În câteva minute dăm startul. Pe traseu se coboară pe Bulevardul Republicii până la Flanco. La Flanco avem primul punct de control și punem prima ștampilă. Trecem pe partea cealaltă, pe Bulevardul Oituz. Pe partea dreaptă urcăm până la Banca Transilvania, unde avem al doilea punct de control, punem a doua ștampilă.
venim până la biblioteca Radu Rosetti, traversăm pe strada Tineretului, revenim de la Gheuri până în piațetă și primim a treia ștampilă pe talon. După ce avem și a treia ștampilă, păstrăm jumătatea cu ștampile la noi, cealaltă jumătate se depune în urnă, așa cum și scrie pe tichet. Dacă avem toate aceste condiții îndeplinite, după ce toată lumea se întoarce de pe traseu, avem tragerea la sorți. Două biciclete care sunt destinate celor care au participat la activitățile de dimineață, o bicicletă pentru cei care participă la promenadă, alături de multe alte premii, abonamente la Amun Fitness, mere, tensiometre și alte articole sportive pregătite de organizatori. Acum, dacă toată lumea este pregătită, avem toată lumea taloane, avem chef de plimbare, vreți să pornim? Dar nu pe trotinetă. Fără trotinetă. Cu trotinete nu primim. Decât cu delea electrice. Suntem pregătiți, dăm startul. Ciprian. Atențiune. 3, 2, 1. Plimbare plăcută. Dar nu alergăm. Mergem încetuți. We'll be right back.
dar măcar cei 3 km ar trebui să-i parcurgem fiecare dintre noi zilnic, pentru că ne aduce multiple beneficii. Bun, acum să le spun eu celor mici cum e cu tensiunea arterială, că aia, care e tensiunea, că ce trebuie să facă, nu știu dacă are rost, că nu cred că mă înțeleg. Dar aș putea să le spun celor mici ce ar trebui să facă ei pentru a se menține sănătoși. Și anume, cei mici, copiii, tineri, ar trebui să facă minim 60 de minute de mișcare în fiecare zi. 60 de minute. Ba mai mult decât atât, un bun mod de a încuraja activitățile fizice este practicarea mișcării împreună cu membrii familiei. De asemenea, recomandat pentru voi, dragi copii, să înlocuiți timpul petrecut în fața calculatorului, în fața telefonului, cu mișcarea fizică. Adică să ieșim la un fotbal, la o gimnastică. Mai știe cineva să joace prinse? Și vă place? Bravo! Dar lapte gros, mai știi cineva? Știi? Nu, dintre voi ăștia mici, știe cineva să joace lapte gros? Cum se joacă lapte gros? Ah, unul știe. Restul, mai știe cineva dintre cei mici? Nu. Hai să ne înțelegem un pic. Acolo în spatele tău, de exemplu, este un cablu pe care unul din copii, tu calci pe el. Cablul ăla are curent electric. Și s-ar putea să te contrarieze. Așa că, haideți un metru mai în spate. A? M-a auzit și mai bine. Deci, toată lumea în spatele cablului. Nu e o soluție să împingi cablul, că tot aia e. Deci toată lumea în spatele cablului. E ok? Ne înțelegem? Tot acolo, stați că avem niște cabluri pe aici, s-ar putea să cadă câte ceva de aici. Bun, așteptăm ca toată lumea să depună taloanele, să ajungă după aia urna la noi. Până una alta, felicitări Rotary Club Onești pentru organizarea celei de-a 10-a ediții a Promenadei Inimilor aici la Onești. Felicitări, mulțumiri sponsorilor, mulțumiri Smartwood, farmaciilor Bioplant, ONG Sufletești, Cabinet Avocatură Pașcu, Apă Văloaie Elena, Exclusiv TV, Potporiu, Infomedia, Croco, Ferma Bogdănești, Coralia și Florinel Ene, Fornica, Gabriel Cătălin, Mariana Berețchi, Mihaela Bădic Giaboc, Laura Niculiță, Ingrid Istrate, Mecanic Group, Energoprest și Nova Tools. Parteneri, Primăria Municipiului Onești, Interact, Club Onești, Biblioteca Municipală Radu Roseti, pe care aprobă, sper că ați... V-ați bucurat de aspectul ei când ați trecut acolo și ați apreciat ce este pe ecrane, urmăriți ce evenimente se vor întâmpla în perioada următoare la bibliotecă și bucurați-vă de ele. O să avem un concert de tango, pian și bandandeon pe 24 octombrie, iar pe 8 noiembrie rețineți Nocturna Bibliotecii. O mulțime de surprize o să auziți acolo. Revenim la parteneri, Direcția Generală de Asistență Socială, Școala Pozițională Carol Davila Onești, Clubul Sportiv Școlar Onești, Clubul Sportiv Municipal, Grupul Stiltonic, Clubul Sportiv Hicaru, Academia FC Viitorul Onești, OK Sport Onești și Sala Amun Fitness. Mulțumiri Crucea Roșie Onești, mulțumiri Jandarmeriei și Poliției Municipiului Onești pentru prezența la eveniment și asigurarea bunei desfășurări pe parcursul întregii seri. Ok, ne apropiem de momentul în care vom începe extragerile. Vor fi așa mai multe premii. În primul rând, voucher oferite de Amun Fitness Onești. Dacă sunt copii care vor câștiga și vor ei să meargă la fitness, vor trebui să fie însoțiți de un adult. Altfel,
nu se poate. Sau faceți cadou acel abonament mamei voastre, tatălui vostru sau cuiva care are nevoie. O să avem celelalte premii obișnuite de la... Te mănâncă rău, a? Are autism. Autism? Dar mai în spate. Așa. Ok. De-aia spun, dați-vă un pic mai în spate ca să nu avem parte de evenimente neplăcute. Bun. Tensiometre. Cine vrea tensiometre? Așa, copiii știu sigur că sunt topiți după tensiometre, abia așteaptă să le câștige. Cine vrea mere? Așa. Cine vrea bicicletă? Bun. Ne-am lămurit cu prima bicicletă. Cine vrea prima? Cine vrea mai mult mai multă umbră pe chelie? Așa. Bun. Cine vrea a doua bicicletă? Ne-am lămurit cu a doua bicicletă. Cine vrea să meargă mâine la școală? Hai, bravo! Deci, poate n-ați înțeles întrebarea. Cine vrea să meargă mâine la școală? Bravo, bravo. Bun. Cine vrea? Nu, la școală fără bicicletă, la școală pe jos. Și cine vrea a treia bicicletă? Ok. Cine vrea să facem promenada în fiecare săptămână? Stai că n-a auzit Ciprian. Ciprian, repet întrebarea. Cine vrea să facem promenada în fiecare săptămână? Nu cred că se va întâmpla. Opa, urna e gata, colorată. Gata, că nu mai am nevoie de asta. Mulțumesc frumos. Colegul meu Narcis, cel care ne-a dat muzică bună pe parcursul evenimentului. Aplauze pentru Narcis! Aplauze și pentru cei doi tineri care filmează aici. Nu știu de ce mă filmează pe mine, dar în fine, asta e altă problemă. Extragerea va începe. Acum? Bun. Și cu ce începem? Începem cu voucherele oferite de Amun Fitness Onești. Și o să vină Mădălina alături de mine. Bună! Bună seara! Ce sau în ce constau voucherele pe care le oferiți voi? Voucherele noastre constă în 5 abonamente de diferite categorii. Două dintre ele sunt la 180 de lei, care conțin 30 de zile nelimitat pentru sala de fitness, da? Și o invitație pentru un prieten cu care poți veni la sală. Următoarele două sunt la 260 de lei și vei avea acces nelimitat în sala de fitness și 12 clase de fitness, de clase de aerobic, scuze. Și două invitații pentru doi prieteni. Bun. Și următorul abonament va fi pe 3 luni de zile. Așa. În care vei avea timp de 3 luni de zile acces nelimitat în sala de fitness și 36 de clase de aerobic. Și câți prieteni putem să chemăm la... Patru prieteni, patru la cel prieteni. De trei luni, da, patru prieteni. Semi, ne băgăm? Vreau și eu unul de ăsta. Să vină taloanele!
Și aplauze, aplauze pentru voluntarii de la Interact Club Onești. Ei au fost toată ziua, fie aici în piațetă, fie pe traseu, pentru a putea asigura bunul mers al acestei promenade. Aplauze! Așadar, cu mânuțele astea două, le bag în buzunar, că nu fac eu tragerea, nu de alta, dar o să am nevoie de cineva, de un voluntar, nu de un voluntar, cine vrea să facă tragerea. Din Oceanul Pacific a ieșit un pește mic și pe coada lui scria, ieși afară dumneata. Primul talon și primul voucher. Stâncilă. Stâncilă. Mihăilă. Mihăilă. Dar mai ziceți odată. Mai tare, mai tare. Mai ziceți odată. Cum? Ai pierdut biletul? Ghinion. N-am cum să... Așa. Din păcate, nu mai tragem odată. V-am spus că este foarte important să păstrați taloanele. Aia nu pot să cred. Stâncilă Ilaria. Are? Mă, cum? Dacă a fost să fie a lui, e a lui. Am nevoie de cotor. Ok, stâncilă Ilaria. Felicitări! Cineva să păstreze pentru validare. Și primul voucher. Eu zic să rămâne, să aștepte la urmă și după aia le scrie. Da? Tu să mai aștepți câteva minute? Ok. Următorul voucher. Vină înapoi cu Ilaria. Pe cineva. Ilaria va extrage următorul câștigător. Extrage tu, iei tu un bilet de aici. Bagă bilet de acolo, bagă mâna de aici. Ok. Mulțumim. Cred că mai am nevoie. Următorul voucher va merge către Todeancă Caterin. Este? Este! Ok. Am nevoie de talon. Cotorul. Mama ei. Vine și mama ei. Vine acum, vine, stai. Talonul. Vine mami cu talonul. Câte taloane are mami? Mami are toate taloanele, nu? Ok, mulțumim. Te rog frumos să tragi următorul. Amestecă și tu acolo. Bine. Mulțumesc. Deci, al doilea premiu. Mihai, David, Gabriel. Avem? Tu? Ușor să ne te lovești. Mihai, David, Gabriel.
Dăm? Hai încoace. Păi să vedem al cui este. Aici scrie David Tuorste. Nu știu. Eu trebuie să văd Mihai David Gabriel. Cred că nu ești tu câștigătorul, totuși. Da. Nu e al tău ăla. Mihai David Gabriel, cine e? Felicitări! Trebuie să meargă însoțit la alt fitness, știți, da? Am ajuns la... Suntem la 4 sau la 5 acum? Mai avem încă două, da. Ăsta care merge către Sofia! Câte Sofia avem? Și mai cum? Sofia Moise. Sofia Moise. Ia uite ce vitezare, încet, încet să nu te împiedici. Sofia, Sofia! Talonul. Corect. Și ultimul talon. Chikibum, chikibam, abracadabra. Serios. Moise Beatrice Teodora. Moise Beatrice Teodora. Câștigă ultimul voucher oferit de Amun Fitness. Unde e? Felicitări! Te rog frumos! Mulțumim! Aplauze pentru Amun Fitness și mulțumim pentru aceste premii! Ce dăm mai departe? Ce dăm mai departe? Mere! Ioan, sper că zic bine, Hazaparu. Dacă nu mai țipi, ar fi minunat. Îți dau un măr. Ioan Hazaparu. Ok. Felicitări. Te rog frumos, un talon de acolo. Mersi. Următoarea pungă cu mere merge către Eduard Prundoiu. Eduard Prundoiu. Este? Este. Bun. Și talonul. Tu ce? Nu, dragul meu. Felicitări. Eduard Prudoi, o sacoșă cu mere. Mulțumesc, cadoul tău. Ăsta e premiul tău, da? Angel Vasile. Angel Vasile.
Felicitări! Corect? Mulțumesc! Felicitări! Următorul premiu, următoarea pungă cu mere, merge către Vintilă Cristian. Ok? Te rog frumos să tragi un talon. Mai amestecat și voi, mai faceți ceva acolo, niște cichibum, cichibam. Băi, dar gălăgioși sunteți. Serios. Un pic mai încet, așa, un picuț, un picuț, un picuț. Ca același talon se extrage și cu și fără gălăgie. Că, de exemplu, următorul câștigător se numește Abbas Alina. Ok? Așa se face, da? Se amestecă, se... Felicitări! Și următorul norocos se numește Silvia Baciu. Silvia Baciu, încă o sacoșă cu mere. Delicioase. Ok, sunt toate ștampilele de control. Felicitări. Premiul și un talon, te rog. Mulțumesc. Promenada inimilor. Tichet de tombolă, nume și prenume. Bitir Ioan. Repetăm. Bitir este. Nu mai e nevoie să repetăm că ce tot atât strigi după mine că na. Aici sunt. Știam că o să câștig, nu? Știai? De unde știai? Așa știam. Așa știai. Sunt cele trei ștampile. Fă-și un chichibum, chichibam. Așa, mestecă acolo. Ăla, dacă vrei tu ăla, ia și merele. El n-a vrut să amestece foarte bine, că a văzut el un bilețel care a zis că e ok pentru Loredana. Mărcuț Loredana. Loredana Mărcuț. Avem? Avem. Și noi mai avem și vreo două pungi cu mere. Da? Perfect. Felicitări. Acum te rog să amesteci un pic acolo. E, ceva nu e bine acum. Ok. Mulțumesc! Felicitări, ia-ți premiul. Premiul tău. Ia tău! Poți să duci? Da? Felicitări, poți să mergi. Maria Ana. Cine mă ajută? Antohe. Cred, Maria Ana Antohe. Ok. Sunt toate trei.
Felicitări! Să fie așa mai... E ultima pungă cu mere, nu? Sebastian Gerasim. Mă, nu e loto. Vine, vine, nu? Ia uite-l. Ce-i drept? Ce-i drept are nevoie de niște mere. Felicitări. Talonul. Talonul. Ești tu simpatic, dar fără talon? Nu. Ăsta e. Mersi. Trecem la tensiometre. Din categoria ne dați ori nu ne dați, avem pentru sănătatea inimii tensiometre! Cred că e rupt un pic talonul și nu-mi dau seama foarte bine, dar este Ioana Vornicu, cred, dacă se confirmă cu talonul că e rupt de acolo. Inima ta? Inima ta? Nu. Ia. Da? E bun? Da? Bun, merge. Ăla e. Vornicu. Hai, întoarce-te. Așa. Gata, lasă. Nu te obor. Stai. Tensiometru. Poftim. O să aibă o bunică fericită. Geamăn Ana Maria. Geamăn vum, vum, vum. Corect? Și acum să vedem cum se face o extragere cum trebuie. Ok, mulțumesc. Felicitări. Tugulea Alexandru. Ia uite-l ce viteză are. Corect. Felicitări. Să-l folosești sănătos. Peste vreo 50 de ani. Mersi. Tiritiș Andrei? Nu e ăla. E pentru cealaltă tombolă. Ok. Premiul. Ia, te rog frumos, de acolo ceva. Mersi.
Antonio Miron. Antonio Miron. Vine, vine. Primăvara. Antonio Miron. N-avem Antonio Miron? Avem. Știam eu că avem. Nu mai bate acolo. Mai în spate jumătate de metru toată lumea. Hai. Nu, Antonia a scris la fel, Antonia. Antoni... Da. Antonia Miron. Da. Ok. Antonia Miron. Vine acum? L-a sunat pe Crist. L-a sunat pe Crist. Da, da, da. E talonul e aici. Crist în telefon. Da, da, Antoni. Ce ai câștigat? Ce ai câștigat aici? Un tensiometru. Un tensiometru. Da, da. Extrageți dumneavoastră. Mulțumim! Ioan Mirodone. Ioan Mirodone. Vine băiatul, vine, vine, vine. Salutare tinere, ia să vedem. Ăsta e, felicitări! N-ai tu ce face cu el, dar dai la bunica acolo. Bunicu. Mulțumesc. Mai loc? Mai poți să le mai ții? Sophia. Deci dacă avem o Sofia cu PH, ea e câștigătoare. Câte Sofii cu PH avem? Sofia Cazacu. Vine, vine! Opaș! Hai să fie aici! Opașa! Felicitări, dăm talonul! Dăm talonul! Să verificăm întâi! Toate ștampilele, este Sofia! Ok, felicitări! Amestecă bine, bine, bine! Fă acolo! Cichibum, cichibam! Așa, nu este bun. Altul. Trebuia să știți că nu în urna asta se pun taloanele pentru cealaltă tombolă. Ștefania Ionașcu. Ștefania Ionașcu. Avem? Ștefania Ionașcu odată, Ștefania Ionașcu de două ori. Dăm să vedem. Corect, felicitări. Mulțumesc, dă-mi-l mie. Ia-ți premiul. Și de pot să-ți dau și asta? Rareș David. Sau David Rareș. Unul dintre ei. Rareș David sau David Rareș. Ia uite-l. Pam, pam. El este David Rareș. Trei ștampile de control. Un tensiometru cu care să-și controleze bătăile inimii atunci când se va îndrăgosti prima dată. Felicitări!
Natalia Comăneci. Ia uite-o, ia. Feriți. Bă. Hai. Yes! Bravo! Hai să vedem. 1-1. De cât ăsta? Da? Felicitări! Mulțumesc! Felicitări! Și am terminat cu tensiometrele. Acum e o surpriză și pentru mine, că nu știu ce dăm. Am terminat tensiometrele, ce mai dăm? Mai avem? Ia. Șmecherie, mă! Acum să se pregătească Rafael a Petrei. Era obosită. Rafaela Petrei primește un premiu de băiat. Super! Să știți că badmintonul... Ne-a oferit cineva o inimă. Badmintonul este un sport foarte, foarte îndrăgit, care la nivelul Oneștiului a avut rezultate foarte bune și sper ca voi să începeți să jucați badminton și să-i depășiți pe cei dinaintea voastră. Mihalea Carmen! Carmen Mihalea! Corect. Felicitări. Numai să nu jucăm la servici, da? Mersi. Un nume cu rezonanță în sportul de pe Valea Trotușului și anume Cambei, vicecampioană olimpică la Jocurile Olimpice de la Paris, la haltere. De această dată, Cambei Anastasia a câștigat Mănu Radiozul, Rock FM. Hai să vedem. Cambei Anastasia este... Cambei Anastasia. O dată, Cambei Anastasia de două ori. Hai că se lasă noaptea și nu mai vedem. N-avem talon? Deci Anastasia Cambei, dacă ești... Hai să spunem că mai așteptăm 2-3 minute, da? Mergem mai departe ca să nu ținem ocupat. Așa se face. Ca și cum ai face mămăligă, da? Sau o salată, sau amesteci. Bine. Cine m-a pus, mă? Adelina Maria Natăraș. Da, cred. Este? Cine vine? Adelina Maria? Bine tu! Hai tu, fată, tu! Eu vreau mingea de basket. Tu vrei? Mingea de basket.
Eu nu pot să-ți dau nimic, că eu n-am nimic. Dacă vor fetele de acolo, ce vor ele? Mersi. Carina Huiban. Carina Huiban. Carina Huiban. Vine. Bună, Carina. Ia să vedem. Ok, felicitări. Dă-mi-l mie. Și acum trebuie să urce pe scenă Ianis Ciobanu. Ianis Ciobanu. Hai! Fratele meu și-a plecat. Și ai talonul? Da. Ia să-l vedem. Unde? Asta e. Felicitări. Hai, face. E fratele ei. Mersi! Teodora e nășcuță! Vine acum, e... Teodora e nășcuță? Teodora! Teodora e nășcuță. N-avem. Dacă n-avem, mergem mai... Cichibum, cichibam? Pe mine mă trage acum. Radu Lavinia. Radu Lavinia. Ok. David Lavinia. Dar n-am strigat David Lavinia. Da, dar cine? Am înțeles altceva? Nu, am zis Radu Lavinia. Nu? Radu Lavinia sau cum o chema? Radu Lavinia. Radu, Radu. A Ștefanei Ionuț. Corect. Hello, tineret. Oprea. Liniște. Ia. Și acum, într-o liniște absolută, știi? Oprea. Mariana. Oprea Mariana. Oprea Mariana. Oprea Mariana. Încă o dată. Nu este? Este. Oprea Mariana. Ia să vedem. Asta e. Felicitări. Și te rog frumos.
La mine, mulțumesc. Premiul tău, felicitări. Letiția Ștefănică. Letiția Ștefănică. Vine. Toată familia vine. Letiția a obosit, nu? A. Felicitări, mulțumesc și mulțumesc. Cambei Ioana Mădălina. Se vede că e sora care a plecat după sora și nu mai e aici. Cambei Ioana Mădălina. Cambei Ioana Mădălina. Bă, curat ghinion de neșansă. A spus că nu vrea să... Nu vrea? E aici? Nu vrea? Ok. Mergem mai departe. Așteptăm să... E un Cristi, dar nu prea dezlușim numele de familie. Cum? Potarcă, cică. Potarcă, pot... A... Ceva cu N. Cristi și ceva cu N. Ăla e, ia fete că vine el. Nu el. Tu ești? Stai să vedem, că trebuie să ne lămurim. Mă, el e. Breda, fă și tu niște litere de astea mai... Baftă! Bag acolo. De la mine. Ia premiu. Fugi de aici. Haide, pa! Apropo, că am vrut să zic că mi-am adus aminte cineva care și-a pierdut o cască de ureche. Un AirPods, un de-astea, o ceva, o cască de ureche, e la mine. Cine a pierdut-o știe ce culoare are. Pe tine ce te interesează ce culoare are? Ai pierdut-o? Găburel Ianis Mihail. Găburel Ianis Mihail. Felicitări! Tragem de acolo! Mersi, Ianis! Groiță Marinela! Ok, felicitări. Mulțumesc. Ramona Hurubaș. Una, două, trei, patru, cinci.
Ramona Hurubaș. De unde știi? O cunoști? Ramona Hurubaș. Aleargă cineva, nu e Ramona. A furat talonul, asta e. Nu. Mersi. Felicitări. Văleanu Sara. Mai aleargă cineva? Dar nu e Sara. Văleanu Sara. Bună, Sara! Felicitări! Uite, o să primești și un premiu, totuși. Imediat, stai că se uită la telefon și după ce se uită la telefon, vine și cu premiu. Ce, ai tras talon? Mulțumesc! A, Vasile Ionuț! Vasile Ionuț. Vasile. Vine Ionuța. Ionela. Mulțumim, felicitări. Așa, așa, așa. Așa se face. Mulțumesc frumos. Roberta Panait. Roberta Panait. Roberta Panait. Avem, avem. Cred că avem. Nu mai am, că s-a dus la baie fata. Nu mai putea să aștept. Perfect. Felicitări, mulțumim. Luca Mihu. Luca Mihu. Perfect. Vino coace, vino coace. Uite, trece înapoi. Că ți-au minge acum. Poate vrei să-ți confizi minge. Așa. Și... astea sunt ultimele înainte de biciclete? Ultimul premiu înainte de biciclete? Ultimul premiu înainte de biciclete. Atunci, acela e premiu și ăsta e la bicicletă. Aveți talonul? E nășcuță, aveți talonul? Veniți cu talonul. Era e nășcuță care nu așa. Dați-i premiu. Teodora era, nu? Atât. Felicitări. Nu, 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 nu. Nu că e tras de data trecută. Doar premiul să-l luați. Da. Felicitări. Mulțumim. Și acum, pentru cei care au avut bucuria de a participa la activitățile de dimineață, avem două biciclete. Prima.
prima bicicletă. Dă-mi mie, mulțumesc frumos, felicitări, ce drăguță ești tu. Bă, nu pot să cred. Nu pot să cred. Micu David, școala numărul 9, badminton. A participat și a câștigat una bucată bicicletă. Am bicicletă, am bicicletă, e și modernă, e și cochetă. Ielie, felicitări! Să o stăpânești sănătos, hai să facem și o poză. Hai, uite-te un pic, uite-te un pic acolo. Vino, vino aici, David, David. Felicitări! Acum, te rog întâi să-mi tragi... A doua bicicletă. Nu, 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 nu. Avem două de aici. Două. Poți? Te ajutăm? Hai să te ajutăm. Ia, hai. Mium. Știi să mergi pe bicicletă? Super. David, vino! Bicicleta cu numărul 2! Mulțumesc! Bicicleta cu numărul 2 merge la o domnișoară care învață la școala George Călinescu în clasa a 4-a. A participat la atelierul de handbal și se numește Natalia Munteanu. Bine, fată, bine. Ia să vedem. Munteanu, Natalia. Stai, stai să-și fac o poză. Aplauze pentru Natalia Munteanu! Felicitări! Și acum Natalia va extrage premiul cel mare, da? Ultima bicicletă la care participă cei de la promenadă. Felicitări, Natalia! Ați avut emoții? Nu? A 10-a ediție, Promenada Inimilor, la Onești, organizată de Rotary Club Onești, are plăcerea de a oferi marele premiu domnișorului, ca să nu-i spun domn, Ionuț Mirodone. Dacă este aici. Ionuț Mirodone. Ia să vedem. Mirodone Ionuț. Felicitări. E un domn, nu e un domnișor? Pa! Ia uite, dacă a fost să fie...
Felicitări, s-o păr sănătos. Un cadou frumos, într-adevăr. Felicitări, aceasta a fost ediția cu numărul 10 a Promenadei Inimilor. Seară frumoasă tuturor, aplauze pentru toți cei implicați, tinerii de la Interact și toți cei care au fost alături de noi. Seară frumoasă tuturor, ne vedem la anul!